Salut, prieteni! În ultimele zile nu am avut posibilitate să vin cu un mesaj live în fiecare zi, dar iată, cu ajutorul Domnului, vreau să răspund astăzi la întrebarea aceasta. Cum să primești și să păstrezi binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta sau în viața ta? Toți oamenii vor să fie binecuvântați de Dumnezeu. Toți vor să păstreze binecuvântarea aceasta, nimeni nu vrea să intre sub blestem și nimeni nu vrea să fie lipsit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Când mi-a fost adresată întrebarea aceasta, m-am gândit la mai mulți oameni din Biblie care au fost binecuvântați de Dumnezeu și au avut binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în mod deosebit m-am gândit la Iosif. Cunoaștem cu toții viața lui Iosif și chiar vreau să vă recomand să citiți capitolele din Cartea Geneza, de la capitolul 37 până la capitolul 50, până la sfârșitul Cărții Geneza, este descrisă viața lui Iosif. Vă mai recomand să faceți rost și de cursul de studiu biblic inductiv despre Iosif, pentru că este un curs excepțional. Toți care l-au studiat au spus că viața lor a fost transformată și cursul acesta i-a ajutat să înțeleagă în profunzime ce este iertarea lui Dumnezeu și ce înseamnă să te încrezi în Dumnezeu în toate împrejurările vieții. Dar iată, mă gândesc la Iosif. Iosif a fost un om care a avut binecuvântarea lui Dumnezeu din plin în viața sa, a experimentat din plin binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă, urmărind viața lui, poate să-ți pară că nu a fost chiar așa și nu toate zilele lui au fost binecuvântate, pentru că a avut de trecut prin mari și grele încercări în viața lui. A fost vândut rob. Maica avea să fie omorât de frații lui, a fost vândut rob, fiind în robie, a ajuns să petreacă 13 ani în închisoare și cineva va zice, cum tu îl numești, binecuvântat pe un astfel de om? Da, acest om a fost foarte binecuvântat de Dumnezeu, omul acesta a experimentat binecuvântările lui Dumnezeu și o viață foarte frumos trăită cu el. Și binecuvântarea lui Dumnezeu nu o măsurăm după lipsa încercărilor din viața noastră, și o măsurăm după felul cum suntem folosiți de Dumnezeu în planul Lui și binecuvântarea Lui Dumnezeu o vom experimenta din plin atunci când vom intra în împărăția Lui. Dar haideți să vedem ce a făcut Iosif ca să păstreze binecuvântarea Lui Dumnezeu în viața sa. Când îl găsim în Biblie, la început, un copil mic, el s-a arătat a fi un copil sincer, un copil fără vicleșug, un copil fără răutate, un copil foarte ascultător de părintele său. Când îl găsim acolo unde Iacov îl trimite la frații săi ca să afle, să aducă vești de la ei, să afle care este situația lor, ei pășteau oile. Când l-a trimis Iacov, el a plecat să-și facă lucru, a plecat la ei. A venit acolo unde îi căuta, nu i-a găsit și a întrebat pe cineva din oamenii pe care i-a întâlnit și i-au spus că frații lui sunt departe, plecați la Dotan. Și atunci el a mers departe, până la Dotan, a mers să-i caute. Deci Iosif totdeauna a căutat să-și facă lucru bine. Ascultarea lui s-a arătat prin faptul că nu a căutat scuze ca să nu facă lucru, cum fac cei mai mulți oameni. Toți vor să fie binecuvântați, dar foarte mulți oameni, atunci când li se încredințează un lucru, ei nu caută soluții să-l facă bine și să-l ducă până la capăt lucrul respectiv. Ei caută scuze mulți. Ei, uite, atunci Iosif era un copil și ar fi putut cel să aibă scuze. Tată, unde mai trimis am fost? Frații, nu i-am găsit. Acum m-am întors acasă. El însă nu, a făcut o distanță mare, a mers până la Dotan, a mers să-i găsească pe frații săi și i-a găsit ca să-și facă bine slujba. Iosif a avut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că el nu s-a alepit celor răi. Pe parcursul întregii vieți, a avut de-a face cu mulți oameni răi. Mulți oameni răi au fost în viața lui, i-a întâlnit și mulți oameni răi au încercat să-l atragă de partea lor, dar el niciodată nu s-a lăsat atras de partea acestor oameni răi. Iată, în copilărie, frații lui vorbeau de rău unii între ei, vorbeau de rău împotriva tatălui lor și Iosif niciodată nu s-a alipit acestor vorbe rele ale lor, n-a luat parte celor răi. Venind din Egipt, oriunde n-a mers, el niciodată n-a luat partea celor răi. El a rămas un om integru. Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, nu te alepi celor răi. Când te vei alepi lor, vei pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum am zis, Iosif și-a făcut lucru responsabil, foarte responsabil. Când a venit, a fost vândut rob. Acum, ce motivație are un rob? Nu are nicio motivație, nimic. Un rob nu primește salar, este bătut, poate fi bătut, poate fi, este o proprietate, nimic. Când a fost vândut rob, și el n-a trăit toată viața în robie, a fost un fiu iubit la tatăl său și deodată s-a trezit rob în Egipt, vândut în casa lui Faraon.
în casa lui Potifar. Dar acolo, în casa lui Potifar, el fiind robel și-a îndeplinit foarte bine responsabilitățile sale. Deodată și-a făcut lucru bine și a fost observat. Vedeți, acolo spune că binecuvântarea lui Dumnezeu era asupra lui pentru că el își făcea foarte bine responsabilitățile lui. Nu se schiva nici de la una și își făcea lucrul la calitatea cea mai înaltă. Deci dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, un lucru care ți este ție încredințat. Și acolo unde n-ai nicio motivație, unde n-ai niciun motiv să-ți faci lucru bine, să-l faci lucru ca înaintea lui Dumnezeu, ca și pentru Dumnezeu și vei avea binecuvântarea lui Dumnezeu. El a căpătat trecere înaintea lui Potifar și Potifar l-a pus administrator peste întreaga casă, i-a încredințat totul. Deci Dumnezeu l-a avansat foarte mult. Apoi, amintiți-vă, când a ajuns în închisoare, ce așteptări poți să ai în închisoare? Dar și acolo în închisoare, evident că lucrurile care i-au fost încredințate, el le-a făcut foarte bine, le-a făcut la calitatea cea mai bună și la scurt timp a ajuns și acolo în închisoare să fie într-un rol de conducere, pentru că el se îngrijea de restul întemnițaților, ajungând prim-ministru în Egipt. Atunci, deodată, aș mers să pun în aplicare planul pe care îl avea pentru salvarea Egiptului, pentru că erau 7 ani de prosperitate și apoi urmau 7 ani de foame. El imediat aș trecut la acțiune pentru aș face bine slujba. Deci dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, așa, vedeți, noi suntem tentați să credem că pur și simplu era binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dădea trecere așa, fără motiv, îi dădea trecere înaintea lui Potifar, înaintea lui Faraon, la închisoare, la... Nu, nu, dragii mei, n-a fost așa. El a fost un om foarte responsabil, care își făcea slujba foarte bine. Orice slujbă i-a fost încredințată lui, el și-a făcut-o bine și binecuvântarea lui Dumnezeu a fost asupra lui. Omul acesta nu s-a spurcat. Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, atunci nu te spurca. Oamenii au încercat, în copilărie, frații au încercat să-l pună împotriva tatălui, cu vorbe rele, cu lucruri rele, el nu s-a lăsat influențat de frații lui. Când a ajuns în casa lui Potifar, soția lui Potifar, femeia aceasta destrăbălată, femeia aceasta s-a legat de el, i-a plăcut de el și a vrut să se culce cu el. Femeia aceasta în fiecare zi punea presiune asupra lui și îi zicea, culcă-te cu mine, culcă-te cu mine, culcă-te cu mine, culcă-te cu mine. Și un băiat de 17 ani, care n-a întreținut relații sexuale, care era virgin, un băiat de 17 ani, vă dați seama cât de greu este unui băiat de 17 ani să reziste la o astfel de presiune de la o femeie care știe cum să pună presiune asupra lui. Și el nu s-a lăsat sub presiunea aceasta. El nu s-a spurcat. Ori de câte ori când a venit femeia aceasta și i-a spus să se culce, el a zis, nu vezi, stăpânul meu mi-a încredințat totul. Tot absolut mi-a dat. Are toată încrederea în mine. Zice, cum aș putea eu să fac o astfel de nelegiuire înaintea lui Dumnezeu să mă culc cu tine, care ești soția lui. Și omul acesta nu s-a spurcat. Vrei să fii binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta? Atunci nu trebuie să te spurci. Uite în jur că atâția oameni sunt care vor să te ademenească, să te seducă, să te atragă în păcate, la viață păcătoasă. Nu te lăsa atras de ei dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta. Alt lucru pe care l-a făcut Iosif și nu și-a păstrat, a avut și-a păstrat binecuvântarea lui Dumnezeu, este că el nu s-a răzbunat. El nu s-a răzbunat pe femeia aceasta. Inițial, când a ajuns în închisoare, vedeți, în închisoare a stat 13 ani, când era la al 11-lea an, au fost acei doi slujitori ai împăratului care au avut visul noaptea și el le-a interpretat visul. Unul urma să fie executat peste 3 zile și altul urma să fie grațiat peste 3 zile. Și celui care urma să fie grațiat i-a spus, când îți va fi bine, amintește-ți de mine. Cel care a fost grațiat a uitat, au mai trecut 2 ani când el și-a amintit că, uite, este în închisoare unul care interpretează visuri. Iosif nu s-a răzbunat pe omul acesta, nu găsim scris că s-ar fi răzbunat vreodată pe cineva și ajungând prim-ministru, de acum el era cu o poziție mult, mult mai înaltă ca Potifar, dacă Potifar după acești 13 ani mai era încă slujitorul căpetenia gărzii lui Faraon, dacă ar mai fi fost așa, atunci Iosif era mult superior acum în grad și Iosif ar fi putut să... că nu avea el supărare împotriva lui Potifar, că Potifar ce putea să facă dacă omul i s-a spus așa. Însă soția lui Potifar cred că putea să ia anumite acțiuni să se răzbune pe ea pentru răul care l-a făcut și l-a băgat în închisoare pe 13 ani. Ea gândește tu bine, câți oameni care au ajuns la închisoare pentru o perioadă așa de lungă nu sunt apoi apăsați continuu de gândul să se întoarcă înapoi și să se bune pe cei care i-au băgat fără vină. Așa, sunt mulți oameni care stau în închisori și nu au nicio vină. Odată am vorbit cu un șef al unei închisori și șeful închisorii mi-a spus
Vreau să vă spun că 25% din cei internețați, minim 25, minim unul din patru persoane, stă aici nevinovat pentru că i-au făcut alții, i-au aranjat-o alții. Cum a fost în cazul lui Iosif? Ce putea să facă legislație? Ce putea să facă? Nu știa nimeni. Așa au împletit-o. Femeia asta rea și vecleană și desfrânată, așa au știut să împletească lucrurile ca să-l bage la închisoare pentru o perioadă lungă. Însă, el nu s-a răzbunat nici pe ea. Și când au venit frații care l-au vândut în Egipt, care i-au făcut, i-au creat toată durerea aceasta pe care a avut el să o sufere, nici pe frații lui nu s-a răzbunat. Frații lui, până la urmă, până la moartea tatălui lor, nu credeau. Ei, frații, credeau că va muri tatăl său, Iacov, și după aceea Iosif se va răzbuna pe ei, că așa și i-au spus, erau foarte speriați. Și asta l-a rănit pe Iosif când a auzit că frații așteaptă că el se va răzbuna. Vă amintiți că atunci el le-a spus: voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors rău prin bine, că acum se pot salva un popor așa de mare. Ei, ce am vrut să zic, dacă vrei să fii binecuvântarea lui Dumnezeu asupra ta în viață, nu te răzbuna. Lasă-L pe Dumnezeu să răzbune. Așa spune Dumnezeu în Scriptură: nu vă răzbunați singur, răzbunarea este a mea. Dimpotrivă, zice, dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce, dacă vrăjmașului tău este sete, dă-i să bea, căci făcând așa vei pune cărbune aprinși pe capul lui. Cineva crede că pune cărbune aprinși și îi facem rău. Nu, nu, nu. A pune cărbune aprinși este o frază în lumea arabă, în lumea Orientului, care înseamnă a-l face pe cineva să roșească. Noi românii așa vorbim, când îl faci pe cineva să-i pară rău, să se simtă foarte prost, să rămână rușinat pentru felul cum a procedat. Ei zice că atunci când noi nu ne răzbunăm, ci întoarcem bine pentru rău, atunci Dumnezeu, prin acțiunile acestea, îi face pe cei care ne-au făcut rău să se simtă prost ei pentru felul cum au procedat cu noi. Deci dacă vrei să fii binecuvântarea lui Dumnezeu, nu te răzbuna tu singur. Un alt lucru care l-a mai făcut, a făcut ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra lui Iosif, este că el totdeauna a avut frică de Dumnezeu. Întreg parcursul vieții, el a avut frică de Dumnezeu. S-a temut să facă rău înaintea lui Dumnezeu. S-a temut să supere fața lui Dumnezeu. Vă amintiți când femeia aceea reapunea presiunea asupra lui și îi spunea: culcă-te cu mine, culcă-te cu mine. El i-a spus femeii acestea: cum aș putea eu să fac un astfel de rău înaintea lui Dumnezeu? Deci omul acesta totdeauna s-a gândit la Dumnezeu și în toate acțiunile lui s-a condus de frica de Dumnezeu. Biblia spune: frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și frica de Dumnezeu este o mare binecuvântare. A avea frică de Dumnezeu înseamnă nu a avea frică de pedeapsa lui, ci a avea frică să nu superi fața lui. Și Iosif n-a vrut niciodată să supere fața lui Dumnezeu și a avut frică pe întreg parcursul vieții. Vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să ai și tu frică de Dumnezeu. Apoi, alt lucru este să aștepți izbăvirea lui Dumnezeu. Dumnezeu rânduiește anumite încercări în viața noastră care ne fac bine, ele sunt pentru binele nostru. Într-un loc, în cartea prorocului Ieremia, Dumnezeu spune: bine este pentru om în tinereța lui să poarte un jug. A purta un jug nu este ușor, este o greutate. În epistola lui Iacov spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Deci, cum vedeți, situații sunt diferite. Noi în viață avem încercări și toate lucrurile în viața unui om credincios lucrează spre binele lui, așa spune Dumnezeu. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, care sunt chemați după planul lui. Iosif a avut multe încercări grele în viața lui. La vârsta de 17 ani a fost vândut rob. Apoi a avut să facă mulți ani de închisoare. Dar în toate încercările acestea, el a așteptat izbăvirea de la Dumnezeu. Atunci când era învinuit de femeia aceasta, vedeți, nu putea face nimic. Nici măcar Biblia nu spune, nu ne vorbește că el ar fi încercat să se îndreptățească. Își dădea seama că nu poate face nimic acolo. A primit. În toate suferințele astea au fost fără să fie purtat el o vină. Nu avea nicio vină. Însă omul acesta a știut că așa este planul lui Dumnezeu. În felul ăsta Dumnezeu avea să-l înalți. Așa era calea prin care Dumnezeu îl înălța și el a așteptat cu răbdare. Deci de aceea așteaptă izbăvirea lui Dumnezeu. Când treci prin încercări, nu rămâne descurajat. Poate chiar acum te afli într-o situație a vieții pe care nici de cum nu înțelegi, pentru că n-ai creat-o tu, cum Iosif, n-a creat, n-a făcut nimic ca să ajungă în închisoare, n-a făcut nimic ca să ajungă rob, n-a făcut nimic pentru asta. Însă, în sens, n-a făcut nimic rău. Poate așa ești și tu într-o situație care treci acum printr-o încercare și n-ai făcut nimic rău ca să ajungi acolo. Poate ți s-au ridicat niște vrăjmași, s-au ridicat niște oameni răi care îți fac rău și tu n-ai, nici într-un fel n-ai condiționat asta.
Ai răbdare, dragul meu, și așteaptă izbăvirea de la Dumnezeu. Are Dumnezeu planul. Poate tocmai încercarea aceasta este următoarea treaptă spre înălțarea ta. Poate aceasta este puntea spre următoarea binecuvântare care a pregătit-o Dumnezeu. Ai răbdare să treci puntea aceasta și să vezi binecuvântarea care stă după ea. Deci nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Legat de aceasta, să aștepți izbăvirea lui Dumnezeu înseamnă să nu te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Câți oameni de la lucruri, de la fleacurile s-au întâmplat în viața lui? Să zicem, câți tineri pentru că n-au susținut un examen cum așteptau, ei au zis, oh, gata, nu există Dumnezeu, sunt dezamăgit de Dumnezeu. Sau câți n-au spus pentru că nu i-a răspuns cu aceleași sentimente o fată de care era el îndrăgostit, zic, gata, m-am dezamăgit de Dumnezeu. Sau că a văzut, nu știu ce a văzut în biserică, l-a văzut pe cineva care l-a dezamăgit și gata, zici, m-am dezamăgit de Dumnezeu. Nu, dragul meu, dacă vrei binecuvântarea ta să fie asupra lui Dumnezeu, nu te răzvrăti, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra ta, atunci nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Ai răbdare. Atunci când în viață sunt situații pe care absolut nu le înțelegi, de ce ele se întâmplă, de ce ele merg așa, ai răbdare și nici într-un caz nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Crede în Dumnezeu, rămâi credincios, păstrează gura închisă, păstrează inima liniștită și mergi înainte, știind că Dumnezeu are un plan și planul lui Dumnezeu va funcționa la vremea potrivită. Și nu te îndoi de binecuvântarea lui Dumnezeu. Un ultim lucru care l-a făcut Iosif, ultim bine, cred eu, sunt mult mai multe aici în textul ăsta dacă le urmărim, dar el nu s-a îndoit de binecuvântarea lui Dumnezeu. El a știut că mâna lui Dumnezeu este asupra lui, Dumnezeu are un plan cu el, planul acesta numai decât va lucra la vremea potrivită, cine știe, poate mai târziu să-l înțeleagă, vedeți? El ne-a spus că a înțeles planul lui Dumnezeu doar atunci când, după moartea tatălui său, au venit frații. Frații credeau că el se va răzbuna și au venit cumva să se asigure că el nu se va răzbuna pe ei. Și atunci Iosif, plângând, zice, le-a spus, cum vă credeți că eu sunt în stare să fac așa ceva? Dar le-a spus o vorbă, zice, voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a întors răul vostru în bine ca să mântuiască un popor atât de mare acum. Nu știu ce se întâmplă cu suportul meu, că nu mai vrea să se țină. Sper că acum se va ține. Așa, da, este tot, nu vrea. Cerc să-l țin cu mâna. Mai vreau încă un lucru să vă mai spun acum din epistola lui Pavel către Efeseni. Până aici am vorbit despre binecuvântări pământești. Toți vrem să avem binecuvântarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Dar vreau să știți, dragii mei, viața noastră pe acest pământ este comparată în Biblie cu un abur care se arată puțin el și apoi piere. Dacă ești acum acasă și dacă la bucătărie se pregătește ceva, este ceva pus la foc, du-te, ridică capacul de pe cratiță și acoperă înapoi. Vezi când va ieși aburul acela, cât ține el, atât ține viața unui om. Viața unui om pe acest pământ este un abur care se arată puțin el și apoi piere. De aceea nu este bine să ne punem prea mult nădejde în viața aceasta, dar avem viața aceasta să avem o viață binecuvântată. Vrem să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu în viața aceasta. Dumnezeu ne-a pregătit veșnicia fiecărui. Și iată ce spune Apostolul Pavel în epistola către Efeseni. El spune așa la începutul epistolei, în versetul 3 din capitolul 1. Zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Și aici începe să enumere ce a făcut Dumnezeu. Înainte din temeierea lumii ne-a ales, ne-a pregătit o moștenire acolo. Deci tot felul de binecuvântări duhovnicești Dumnezeu ne le-a pregătit nouă în Domnul Iisus Hristos. Pe pământul acesta binecuvântările sunt în Iisus Hristos și în veșnicie binecuvântările sunt doar în Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Într-un alt loc din Scriptură este scris că noi avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos. De aceea, dacă vrei cu adevărat să experimentezi toate binecuvântările lui Dumnezeu pe acest pământ și apoi în veșnicie, grăbește-te, dragul meu, grăbește-te, draga mea, să crezi din toată inima ta în Domnul Iisus Hristos și să alegi să fii un ucenic sau o ucenică a Lui, să urmezi învățătura Lui. Alege să urmezi învățătura Lui, pocăiește-te din toată inima de păcatele tale și ia decizia să urmezi învățătura Lui. Pentru că în ziua când vei lua decizia aceasta, Dumnezeu îți va da Duhul Lui cel Sfânt. Dumnezeu va veni să locuiască în tine, prezența Lui Dumnezeu va fi în tine și atunci Dumnezeu îți va da putere ca să poți trăi o viață sfântă.
Un alt lucru foarte important pe care va trebui să-l faci este să te botezi. Că așa a poruncit Domnul Iisus Hristos. El a zis, cine va crede, trebuie să se boteze. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată, noi astăzi, la Biserica Bunăvestirea, vom avea un botez. Dacă locuiți acum în Chișinău și ascultați acest mesaj al meu, și dacă reușiți, atunci vă invit pe toți la sărbătoare. Vom avea un botez nou testamental. Va veni de asemenea și corul Bisericii Izvorul Vieții, tot de aici din Chișinău. Ei vor cânta azi la sărbătoarea noastră. De asemenea, va predica și fratele pastor Serghei Ieronosean. Vom asculta mărturiile celor care se botează. Deci urmează să avem o sărbătoare frumoasă care se va încheia cu o masă de dragoste și vă așteptăm pe toți cu mare bucurie la sărbătoarea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și sper că veți face tot ce ține de voi ca să aveți și să păstrați binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră în viața aceasta și să aveți parte de toate binecuvântările duhovnicești pe care le-a pregătit Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos.